Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 302 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Seher, nu accept așa ceva, ne-am promis că vom îmbătrâni împreună. Ești din Yaman, te ții de cuvânt. Îl îmbrățișează strâns pe Yaman. Duygu își amintește de vremurile sale vechi cu mama sa. Visează că mama lui îl ține strâns când era băiețel. Doamna Aytem fură geamul mașinii lui Duygu. Doamna Duygu spune să te trezești, mama ta a plecat. Zuhal îl așteaptă pe Canan în grădină. Văzând că vine, Canan întreabă ce ai făcut, ai reușit. Canan spune că s-a alăturat delegației și și-a aranjat medicul. Canan întreabă despre Zia. Zuhal întreabă de ce se află în curtea din spate. Canan spune că vom crea dramă pentru ca ei să aibă mai multă nevoie de noi. O face pe Zia să asculte prefăcându-se că vorbește la telefon. În discursul său, fiul meu mic spune că boala tatălui său bolnav este de ficat. Zia este devastată când aude asta. Cenger ajunge imediat la Yaman. El spune că trebuie să vii. Zia repetă pe terasă că Yaman va merge, e bolnav ca tatăl meu. Yaman merge imediat la fratele său. Nu merg nicăieri. El spune că nu-ți face griji, îmi voi apăra familia. Zia spune că dacă pleci, nu pot trăi, voi muri. Yaman este foarte supărat în acel moment. Pentru că aceste cuvinte ale lui Zia sunt ca săgeți pentru el. Zia se îmbolnăvește din nou. Începeți să numărați. Yaman repetă, nu pleca nicăieri, nu ne părăsi. Când Yaman spune că nu plec nicăieri, Zia îi spune și tatălui meu același lucru, dar el spune că a plecat. El spune că știu că vei merge și tu. Oamenii din bucătărie ascultă discursul lui Zia. Canan și Zuhal mănâncă și ei în bucătărie. Doamna Adalet și Neslihan merg să vadă de unde vin vocile. Canan spune că nu a auzit niciun sunet. Alături de Zuhal, ei continuă să-și mănânce mesele. Zuhal spune de ce ai făcut asta. Iubesc aceste forme pure de Canan și Zia. El spune că se prinde chiar acum. Canan a folosit Zia de data aceasta. Dacă te duci la Zia, ce voi face ca tată? El n-a plecat și el și oricum vei pleca. Uite, Yaman, Zia, nu m-am trezit de fiecare dată când am fost lovit. De fiecare dată când am căzut, dar nu m-am ridicat. Știi asta mai bine. Zia spune că nu vei fi distrus, nu. Yaman spune că nu mă voi prăbuși, calmează-te, pentru că am nevoie de tine. Se îmbrățișează. Yaman spune calmează-te, frate, calmează-te. Dacă Duygu nu ți-a spus din nou unde se duce, ea spune, unde se duce femeia asta. Aytem este, de asemenea, pretențios. Duygu începe să-și caute mama pe stradă. El arată fotografia de pe telefonul său oricui vede pe stradă. Ai văzut-o vreodată pe această femeie? Dar nimeni nu a văzut-o. Se așează pe o bancă și începe să plângă. Duygu o strigă pe Kara. El îi spune să anunțe toate unitățile că mama ei este dispărută și să facă un anunț. Între timp, în fața lui se produce un accident. O mașină a lovit femeia. Duygu crede că este mama lui și fuge imediat. Dar, din fericire, nu este mama lui. Yaman a calmat-o puțin pe Zia. Yaman spune că ești bine, frate. Și eu sunt bine. Spune că dacă ești bine, noi suntem bine. Yaman spune că sunt bine, voi fi bine. Zia este supărată că îi se va întâmpla ceva lui Yaman pentru că ramura de banană este ruptă. Pentru că a cumpărat banana pentru Yaman. Canan este cel care a rupt ramura de banană. Din fericire, el nu a suferit prea multe daune lui Yaman. El spune că grija și dragostea ta îl vor face să crească și să-l vindece. Zia spune că atunci când această banană va crește, poate ne vom așeza sub ea și vom bea o cafea, corect, Seher. Yaman spune că vreau să te văd atât de plin de speranță. Părintele Arif obișnuia să spună asta. Viața este ca un ciclu. Zia spune că a spus adevărul. Intră. Duygu încă își caută mama. În timp ce Duygu stă pe o bordură plângând, ea își ascultă mama vorbind. Ce poți vedea, Ali și mama ei stau pe bancă și vorbesc. Seher și Yaman stau împreună și vorbesc.
Seher află că și tatăl său a murit din cauza insuficienței hepatice. Yaman povestește puțin și despre amintirile vieții sale. Seher îl ține și de mână pe Yaman. Dar nu voi ajunge ca tatăl meu. Am arătat întotdeauna că sunt Yaman și o voi dovedi din nou. Văd că încerci să-mi dai speranță. El spune că voi încerca, nu-ți face griji. Seher spune că știu că ești foarte puternic. Seher spune să intrăm, ești foarte obosit azi. În timp ce intră împreună, îl văd pe Yusuf pe scări. José este trist. Ei întreabă ce s-a întâmplat. Yusuf este foarte plictisit. El spune că întotdeauna păstrez secretul, dar cred că o să explic astăzi. Ceva pe care l-aștept de când aveam 3 ani. Prietenii mei de la școală făceau asta. Întotdeauna mi-a fost poftă de el, dar nu am reușit să-l mănânc niciodată. Visul lui era să pună înghețată pe o napolitana și să o mănânce. Seher, vino să te speli pe mâini și pe față. Spune să luăm materialele și să venim. Duygu se apropie de mama lui și de Ali. Doamna Semraș a pierdut din nou mințile. Ei îl acuză pe Ali drept igit. Înrucât Ali știe aceste situații, nu explică prea multe. Semrahan povestește despre visul ei despre viața de apoi. Spune că fiica cuiva va fi fiul cuiva, ei cred că se vor căsători. Seher Yaman Yusuf face înghețată în bucătărie. José este foarte mulțumit de asta. Yaman a așteptat acest moment de ani de zile. Mă întreb cine l-a lipsit de acest vis. Canan vorbește cu Yesmerim. Spune să aveți răbdare, ne vom întâlni curând. Fără tine, chiar și un ban îmi este interzis. Dacă te grăbești atât de mult să mă găsești, spune bruneta, grăbește-te. Zia încă are de-a face cu florile de pe terasă. Canan o vede pe Zia. El spune ce faci, fiule. Spune că are grijă de florile mele. Seher spune că mănâncă încet, te va doare gâtul. Între timp, Canan îi urmărește pe Yaman de la ușa bucătăriei. Canan este atât de mult, cum se poartă de parcă el nu mai ar fi nimic. De parcă Yaman nu era pe patul de moarte. Toată lumea spune al naibii într-o lume separată. Yusuf își sărută mătușa pentru a-i mulțumi. Yaman spune că am dat permisiunea, dar mătușa ta a luat sărutul. Între timp, Yaman începe să sufere. Spune că va merge sus, că are de lucru. Yusuf merge în camera lui. Seher îl sună pe Nedim. El întreabă dacă s-a schimbat ceva. Sosește Cenger. Spune că s-a întâmplat ceva. Mi-e foarte teamă că nu vom putea contacta pe cineva din Seher. Nu renunța la Cenger, pentru ca Yaman Bey să poată supraviețui cu sprijinul tău. Seher spune mulțumesc, frate Cenger, că mă susții mereu. Când doamna Semra îl îmbrățișează pe Duygu, Duygu începe să plângă. El spune de ce plângi. Duygu spune că mi-e dor de îmbrățișări. Seher ajunge la Yaman. El spune că ești bine. Yaman spune că și eu sunt bine. Din moment ce nu o să fiu bine, spune el, am rezolvat cazul care îl îngrijorează pe mica bucată de foc de când avea 3 ani. Seher, există cineva la care ții ca Yusuf. Yaman spune să aduce o bucată de hârtie ca să o poată nota. Seher este întotdeauna în fruntea listei pe care a scris-o Yaman. Lista continuă, mănâncă vată de zahăr cu Seher, poartă ochelari virtuali cu Seher și Seher cu ea. Așa că Seher spune, să începem astăzi cu prima vată de zahăr. Seher va cumpăra vată de zahăr. Yaman spune că am o singură dorință, să fii mereu fericit. Seher a venit cu vată de zahăr. Cancer deschide ușa. Seher spune că a cumpărat pentru Yusuf vată de zahăr pe care o avea în mână. În timp ce urcă scările, Cenger spune omuleț pe verandă. Seher spune că i-o voi da mai târziu. Du-te sus! Îl face pe Yaman să mănânce vată de zahăr cu mâinile goale. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri. Pa!